Consilierii opoziției au argumentat că fondurile ar putea fi folosite pentru alte proiecte. Zona de care vorbea doamna primar de regenerare urbană cuprinde o mie de alte chestii mult mai interesante decât niște fântâni care au niște costuri de exploatare uriașe. Consider că nu acesta trebuie să fie proiectul de dezvoltare al Craiovei, nu acestea sunt prioritățile Craiovei. De aceea eu voi vota împotriva acestui punct de pe ordinea, acestor patru puncte de pe ordinea de zi. Edilul Craiovei a spus însă că proiectele de reabilitare a fântânilor, dar și crearea de spații verzi și infrastructură sunt făcute pe fonduri europene și accesează 44 de milioane de euro, sumă ce poate fi crescută în funcție de proiectele care vor mai fi acceptate. Cred că de 10 ani tot aud această chestiune că ar trebui să faceți reabilitarea fântânii. Nu am făcut-o până acum pentru că ar fi trebuit să o fac pe fonduri de la bugetul local și nu vreau să bag în fântâni arteziene buget local. Evident că în momentul în care am prins o axă de finanțare, am introdus obligatoriu și această fântână și cealaltă de la Doljana. Dar în zona respectivă mai intră ceva. Mai intră Filarmonica Oltenia, de exemplu, care se va reabilita complet. Mai intră extinderea pieței Mihai Viteazu, pentru că suntem singurul mare municipiu din România care avem o piață atât de mică. Noi nu putem să facem concerte acolo, nu putem să facem nimic pentru că spațiul este prea mic față de câți doritori ar fi. Am început să facem concertele undeva la universitate, astfel încât se poate extinde pe tot Aicuza. Dar este clar că va trebui să extindem piața Mihai Viteazu. Apoi, avem parcarea de la Mercur, care de asemenea trebuie să fie reabilitată. Printre obiectivele imediate amintite de primar se află reabilitarea liceului Marin Sorescu, a grădinii de vară Patria, crearea unei parcări de 400 de locuri, parcare și părculeț în zona Teatrului Colibri, dar și un transport public verde. Până la jumătatea anului vor mai veni 30 de autobuze noi alături de celelalte care nu au vechime mai mare de 10 ani și instalarea a 500 de camere de supraveghere în preajma școlilor și altor zone cu risc criminogen.